inestimabil, demn de toată atenția. Băiat tânăr, în formă tot timpul. Dosar contra unui judecător, dosar contra unui deputat. Păi tu știi pentru ce sunt dosarele alea? Și mai avea ceva. A deranjat serviciile, Cristi, și asta nu e bine. Gust pentru lucrurile fine. Ambiții mari. Tu ești aici cu mine, dar de fapt ești în cu totul altă parte, Cristi. Eu doar vreau să te întreb așa, ca pe fimi. Când te-ai pus de-a curmezișul, ți s-o fi părut că muzi munții, nu? Ce-i muta, mă? Și ce-i câștigă? Spuneți-mi ceva. De ce eu? Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Începând de la această ediție, Transilvania Culturală câștigă în tinerețe, înțelepciune și frumusețe pentru că am o coprezentatoare. Este vorba de colega noastră, Laura Goarnă. Bine ai venit la Transilvania Culturală! Bine v-am găsit! Împreună cu colegul meu, Vasile Hota Fernezan, ne aflăm la proiecția de gală a filmului De ce eu, în regia lui Tudor Giurgiu. Îl avem lângă noi un invitat special, chiar pe regizorul Tudor Giurgiu. Bine te-am găsit! Spune-ne de ce tu, de ce ai ales să faci acest film? Pentru că subiectul a venit la mine, e o poveste care m-a măcinat și m-a îngândurat în momentul în care s-a întâmplat. Povestea reală, mă refer la sinuciderea procurorului Panait. Și m-am gândit încă de atunci că ar putea fi un subiect bun de film. N-am știut la momentul ăla că voi ajunge să fac filmul, au trecut niște ani și undeva, cred că la 4-5 ani distanță, am mai revăzut odată articolele de ziar, s-a scris foarte mult pe internet și mi s-a părut că e o poveste importantă, o poveste despre om în luptă cu sistem, o poveste despre eșec într-un fel, dar despre un eșec, să spunem, care simbolic se traduce altfel văzut azi gestul lui și mi s-a părut că e un film care trebuie făcut. Cât de reconfortant este să știm că mai avem eroi printre noi, chiar dacă ne omorâm? Acum, cum să spun, filmul asta vrea să și arate că poate gestul lui extrem n-a fost în zadar și faptul că sunt mulți panaiți, în ghilimele, printre noi azi. Sunt oameni tineri care nu sunt cu mult diferiți. Sunt oameni care se luptă cu sistemul, oameni care vor să-și impună propriile principii, indiferent că lucrează într-o instituție publică, să spunem, coruptă sau cu birocrație excesivă sau chiar în companii private. Și m-am întâlnit cu oameni de 25-30 de ani, vârsta personajului din film, care, văzând filmul, s-au regăsit în dilemele, în problemele interioare ale personajului și mi-au spus vorbele din film sunt foarte adevărate și e un film care ne-a spus foarte multe. Ai organizat 4 proiecții de film înainte, în marile orașe ale țării. Cât de folositoare au fost acestea? Cât de folositoare au fost sfaturile oamenilor sau reacțiile oamenilor? Pentru mine a fost important să-mi testez propriile dileme la momentul ăla legat de anumite montaje din film, niște secvențe care nu eram sigur dacă funcționează sau nu, de muzică, de folosirea unor momente de respiro în toată acțiunea, deci a fost o șansă extraordinară de a face ceea ce americanii fac foarte des, așa numitele test screening-uri, aduc marile studiouri, de obicei aduc public în sală și fac o analiză foarte precisă, sociologică, de impact a filmului asupra spectatorilor. Deci m-a ajutat enorm, n-am schimbat foarte mult, dar publicul mi-a validat într-un fel niște alegeri și asta a fost foarte bine. Cum ai ales să arăți România acelor ani și ce crezi că s-a schimbat de atunci? Pentru că trăim niște zile interesante din punct de vedere al justiției. România acelor ani e poate mai întunecată, mai depresivă, mai gri, mai o țară foarte și o lume, dacă vorbim de justiție, aflată sub, n-aș spune sub teroare, dar sub o frică de asta de a face ceva, de a spune ceva, de a-ți asuma niște decizii. Justiția azi, la aproape 13 ani, vedem, e cu totul altfel. Condamnări zi de zi,
Unii spun Republica Procurorilor. Eu nu achiesez la această sintagmă, pentru că ce ne-am dori? Vrem liniște? Vrem liniște anilor 90-2000, când țara era la fel de coruptă, poate mai coruptă, și nu se întâmpla absolut nimic. Nu vedeam niciun primar sau magistrat arestat pentru corupție. Ori mi se pare un pic ridicol să cerem să se domolească lucrurile azi, când e nevoie, cred că, de curățenie. Este un film despre sacrificii și speranță. Ce speranță ne mai permitem astăzi? Singura speranță pe care cred că publicul, chit că filmul îți cam dă în cap spre final, dar mi-ar place să cred, vreau să cred că publicul tânăr în special pleacă cu mult mai motivat de la filmul ăsta. Motivat să nu cedeze, motivat să lupte, să-și afirme propriile convingeri. De-aia am și pornit o campanie de împreună cu un ONG, cu Expert Forum și cu Hot News, tocmai pentru a motiva oamenii din sistem să-și înfrângă fricile și să-și înfrunte șefii în cazul în care într-adevăr au dreptate și vor să indice cazuri de corupție, vor să se lupte pentru propriul adevăr. Să înțelegem că este un film inspirațional. Eu cred că e un film care inspiră. Eu cred că pentru cei tineri, pentru o generație care se formează, da, poate e un film care inspiră. Un alt aspect care face ca filmul să treacă în realitate este că am întâlnit mai mulți optimiști care spuneau că după filmul acesta ar trebui să se redeschidă niște dosare. Asta nu mai ține de cineaști, de regizori, ține de Ministerul Justiției, de... Noi nu putem să facem decât filmul care lumea îl vede, să punem degetul pe o problemă, mai departe însă societatea cred că trebuie să reacționeze. Din păcate, posibila culpă de care noi ne-am legat, în acest caz Panait, și anume înlesnirea sau determinarea sinuciderii, din păcate, eu cred că infracțiunea, dacă a existat, și eu cred că a existat, ea s-a prescris. Ori, sigur că oricine trebuie să analizeze dacă într-adevăr merită și e important ca o reparație morală, totuși să se afle cine a exercitat presiuni împotriva procurorului Panait și de ce s-a ajuns aici. Spuneai pe blogul tău că este unul dintre, dacă nu cel mai dificil film la care ai lucrat. De unde au venit dificultățile? E cel mai dificil pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată și cred că sunt ocazii rare în viața unui om când face un film despre un personaj real, dar nu despre unul, despre o lume care azi e foarte prezentă, e activă, îi vezi la televizor. Premierul României a fost coleg de facultate, a lucrat în parchet cu procurorul Panait, trăiesc printre noi pensionari sau nu, oameni implicați în acest caz. E delicat să lucrezi cu un astfel de material, nu la nivelul riscurilor pe care ți le impui sau ți le asumi, ci strict sub nivelul întrebării este cum tratezi realitatea. Nu mi-ar place filmul să devină conjunctural, cred că e un film care ar fi bine să reziste istoriei și de-aia a fost greu de a găsi tonul potrivit pentru a nu deveni nici patetic, nici ostentativ în relatarea faptelor din film. Ia zi, care-i treaba? Crist? Alo! Ce ai, mă? Să trăiți. Am venit să vă întreb când vă mutați. Azi în niciun caz. Scuzați. Băi, Crist, ții tu neapărat să fii gică contra? Ce câștigi? A fost un joc. Doar mi s-a părut că sunt eu procurorul. Bă, băiatule, eu înțeleg că ai obosit. Ne-a căpiat pe toți leca ăsta în ultima vreme. Ia-ți concediu. Ai 3 săptămâni. Du-te, trage-ți aerosol, oxigen, ce vrei tu. Și întoarce-te proaspăt și cu mintea limpede. Vacanță plăcută. N-am nevoie de niciun concediu. Eu zic că e mai bine, mai reflectez. Alo. Salut. Da, sunt prins la birou. Ia zi, care-i treaba? Nu.
Cum a fost cu castingul? Ai făcut o alegere, nu riscantă, dar oricum o încercare, cu un actor care vine din teatru și la primul lui lungmetraj. Acum, să ne înțelegem bine, toți actorii români, foarte puțini cei care își pot permite să trăiască din film, din televiziune, majoritatea fac teatru. Riscurile sunt oricum, ele există, n-ai cum să crezi că oamenii sunt gata pregătiți pentru film. Eu sunt bucuros că Emilian Oprea, care joacă rolul principal, cred că face o creație mare și am vorbit cu actori, colegi de-ai lui, cu Oana Pelea, cu Ion Besoiu, care s-au uitat și au spus, e un rol extraordinar și de mult filmul românesc n-a mai avut așa o privire, o lumină, o... Eu cred că dacă el va avea grijă de el, de destinul lui, de cariera lui și o să-l ajute și alte roluri, va ajunge, cred de că va fi un actor important. Cum a fost la Berlin, la premiera, la festivalul de la Berlin? Berlinul ne-a primit foarte bine, am avut să-l pline și reacțiile după film au fost importante și au fost solide și am stat de vorbă, nu de complezență, dar... S-au pus întrebări legate de subiect și evident de România. Asta mi s-a părut cel mai interesant. Toată lumea vrea să știe ce se mai întâmplă în țară cu corupția, care e o temă care, iată, îi preocupă și pe nemți și pe mulți alții. Și m-am bucurat cumva să le spun că lucrurile nu mai stau așa și că situația azi în țară e cu mult diferită. Și sunt convins că e un lucru bun asta. Interesul continuă și în țară. După ce ați fixat o proiecție, avem două până la urmă și locurile sunt toate vândute. Da, eu sunt, recunosc, n-aș zice că sunt uimit, mă așteptam să fie interes în jurul filmului, dar nu mă așteptam să fie unul atât de mare. Mă bucur că premiera de gală de luni de la București a funcționat așa ca un bulgăre și mult mai mulți români au auzit despre film, vor să-l vadă. Eu cred că e un film, oriunde unde m-aș duce în țară, cred că vor veni oameni în sălile de cinema. Din păcate nu prea sunt săli, dar asta e altă problemă. Poate fi acesta un film emblematic pentru România? Nu știu ce înseamnă emblematic. Eu cred că e un film ca un fel de radiografie a unei stări. Ca și cum te duci la doctor și îți controlezi, eu știu, corpul, faci o analiză să vezi dacă ești sănătos sau nu. Ori ăsta e un film, o radiografie a unei boli cronice, o boală care în anul ăla, în România, în anii 2000-2002, noi eram profund bolnavi. Încă mai suntem bolnavi, apropo de corupție și de relațiile astea bolnăvicioase dintre servicii, politicieni, jurnaliști, dar ne e mai bine. Mie mi s-a părut și un film vizionar, pentru că această legătură dintre politică și servicii secrete, de exemplu, pe care o bănuiam, poate unii dintre noi, uite că începe să se adevărească cu declarații. Da, noi am fost foarte amuzați de ideea asta că adică scenariul și toate lucrurile pe care noi le gândeam și le-am scris au avut cumva după aia un echivalent în realitate. Asta mi s-a părut foarte, până la urmă, și comic, așa, pentru că sunt rare momentele astea când scrii niște lucruri și vezi după aia că ele se și întâmplă. Și mi s-a părut, da, hai să-i spunem, nu știu, inteligență, anticipație. Scenarista filmului Loredana Nova, cred că va fi căutată pentru mulți oameni care vor probabil să scrie thrillere politice sau alte subiecte de gen. Sudea remarcabil, demn de toată atenția. Băiat tânăr, în formă tot timpul. Dosar contra unui judecător, dosar contra unui deputat. Păi tu știi pentru ce sunt dosarele alea? Și mai aveai ceva. A deranjat serviciile, Cristi, și asta nu e bine. Gust pentru lucrurile fine. Ambiții mari. Tu ești aici cu mine, dar de fapt ești în cu totul altă parte, Cristi. Eu doar vreau să te întreb așa, ca pe Fimi. Când te-ai pus de-a curmezișul, ți s-o fi părut că muzi munții, nu? E mai mult decât un thriller. Cum ai ales să păstrezi balanța între a construi un personaj foarte puternic, e vorba de Cristian, și a arăta și cum se întâmplau lucrurile în acele vremuri. Cum ai făcut alegerile astea
și cum l-ai construit pe Panait? Fundamental, filmul e despre Cristian Panduru, am schimbat numele, și urmărește traseul lui cronologic, cumva în ultimele 20-30 de zile ale vieții. Sigur că, da, ai dreptate, cel mai greu a fost să încerci să ai totuși niște elemente de acțiune, în ghilimele, care să tensioneze spectatorul, să alternezi cu momentele lui de singurătate sau de relația lui de cuplu. A fost extrem de greu, a fost așa, am simțit tot timpul că merg ca pe sârmă, pe o sârmă foarte subțire, o sfoară așa foarte fină, și mi-era frică tot timpul că fie punem accentul prea mult poate pe latura sentimentală, fie poate suntem mult prea mult cu el în birou, în atmosfera asta claustrofobă a parchetului. A ieșit ce a ieșit, acum fiecare interpretează cum vrea compoziția. Ai încercat să adulci mai multe caracteristici în personajul Panait sau ai încercat să păstrezi din cele pe care le avea procurorul? Personajul cred că e destul de mult, aș zice 80-90% inspirat și creat și compus după toate... Noi am făcut un puzzle, după tot ce am aflat, am citit și ne-am informat legat de persoana lui Cristian Panait. E foarte greu să faci un film despre un om pe care nu-l cunoști, dar atât de multă lume ne-a povestit și ne-am notat și am citit în dosare și erau mici detalii, lucruri care, țin minte și acum, spunea cineva că el avea un început de chelie și era foarte pedant și se dădea cu o loțiune pielea capului să împiedice avansarea, să spunem, cheliei. Și sunt detalii, gesturi mici, dar care sunt importante pentru personaj, pentru actorul care îl joacă, și am încercat să avem acces la cât mai multe. Mie mi-a plăcut foarte mult faptul că, deși este un erou, pentru că este un erou personajul tău, totuși ai păstrat și mici slăbiciuni, lucruri omenești, și aș vrea să te întreb, în documentarea asta, lumea ar fi curioasă cam ce ai descoperit, pentru că ești printre cei care au studiat cel mai mult ce s-a întâmplat cu procurorul Panait. Dacă ți-ai făcut o părere și dacă poți să ne spui cu ce părere ai rămas după studiu, după documentare? Singura părere clară e că era un om obișnuit, adică nu... Sigur că mulți se gândesc la el acum ca la un erou, dar era un om normal, un om care a plecat de jos, dintr-o familie săracă, și a fost foarte interesat pentru mine, apropo de detalii, de a studia impactul asupra deciziilor lui, asupra vieții și asupra carierei lui, impactul acestui tip de start, și anume să fii singur în București, să muncești de la facultate, în paralel cu școala, să ai câte două servicii, să faci bani, să trimiți bani acasă, să muncești, să rupi cartea, să vrei să fii cel mai bun, să fii în competiție cu toți. Sunt lucruri care îți definesc oarecum caracterul, personalitatea, și riscă într-adevăr să riști să fii perceput drept un tip poate arivist, poate arogant, poate prea serios, poate prea ahtiat după funcții. Și asta a fost foarte interesant, să vedem cum personajul era citit diferit de diferită persoană. Era și autoironic, pentru că avea număr la mașină NUP, adică în începerea urmăririi penale. Da, multă lume a observat și a crezut că e o licență regizorală, dar de fapt ăsta era numărul real de mașină. Cum se întâmplă lucrurile? Pentru că totuși este un destin tragic, dar mesajul filmului are și un pic de optimism. Eu n-am fost foarte sigur la finalul filmului cum o să-l închidem, dar... Mi-au spus mai mulți că e bine, apropo de vizionările astea din noiembrie, mi-au spus mai mulți că e bine să-l închidem într-o notă puțin mai optimistă și să nu-ți scadă greu, mult mai greu decât oricum îți scade. Și de asta am vrut să arăt la final că totuși ceva în România s-a schimbat. Și e o țară unde justiția și lupta anticorupție a început să funcționeze.
Deci vă rog să părăsiți-mă. Nu aveți nicio calitate în acest moment. Dânsii sunt invitații mei, sunt în casa mea. Invitații de la televiziunea locală. Îmi pare rău, dar nu este procedura. Ce să nu fie procedura? Vă rog frumos. În acest moment se efectuează o percheziție. Nu au dreptul să filmeze în timpul efectuării. Dar de ce să nu avem dreptul? Vă rog frumos să... Domnule reprezentant, să vă reamintesc că prezența noastră aici este nelegală. Aici este mare procedură penală și nu se face ziaristică. De ce? Vă rog frumos, scoateți camera din... Eu am nevoie să fie sub control ce se întâmplă. Vreau să părăsiți imobilul. Nu, stați în casă, stați în casă, nu poate să vă dea nimeni. Ați filmat începutul, vă rog frumos să părăsiți imobilul. Sunt în casa mea. Vreau să părăsiți. Bănuiesc că cunoașteți procedurile, domnule procuror. Domnule, vă rog să procedați pe eliminarea persoanelor care nu iau parte la percheziție. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce n-au voie să participe. Eu vreau să mă asigur că... Domnule, ca sunteți învinuit în acest moment. Nu, eu am nevoie să fie sub control ce se întâmplă. Ce vreți să demonstrați? Este vorba de un mijloc prin care eu vreau să am control că ce faceți dumneavoastră este legal. Domnule, ca eu vă asigur că totul se va desfășura conform dispozițiilor legale. Avem tehnicianul criminalist care consemnează... Domnule, poate v-am avertizat. Vă rog frumos. Stați puțin, să filmeze înainte. Vă rog frumos. Cum așa acasă? Starea dinainte acasă. Ce vă deranjează? Vă rog. Domnule reporter, vă rog. Lăsați-mă. Vreau și eu să mă asigur. La percheziție. Articolul 100, cod procedură penală. Ce vă deranjează? Că ea s-a stat înăuntru, de asta mă deranjează. Am fost invitat și am venit. Ați sunat la ușă și ați intrat. Da, exact. Dar percheziția se efectuează după anumite reguli. Așa că vă rog frumos. Care reguli? Hai să le citim. Avem tehnicianul criminalist, avem martorii asistenți. Articolul 100, când persoana căruia i s-a cerut să predea vreun obiect sau... Deci prezența noastră nu este oportună aici. Eu sunt aici să desfășoare percheziția pentru că este necesară cauzei. Sunt aici între doi procurori. Nu sunteți între doi procurori, sunteți între un procuror și un învinuit. Care beneficiază de prezumția de nevinovăție. Desigur, beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar care și asta este dinamică. Vă rog frumos să... Domnule Leca, sunteți magistrat. Ați efectuat și noastră percheziții. Vă așteptați dată presa în interior. Cum ai făcut alegerile când privește muzica? Pentru că și muzica e un personaj în filmul tău. Eu n-am știut foarte exact dacă voi folosi muzică, nu, dar am început să colecționez piese. Știam sigur că voi folosi piesa trupei Grimus, Political Animals. Știam că la un moment dat Mihnea Blidariu mi-a propus o piesă, Oameni noi de la Luna Amară. N-am fost foarte sigur, dar i-am găsit un sens și mi s-a părut important să apară, după care toate deciziile și la final Landa Călugăreanu, la care la fel o găsisem cu mult timp în urmă, cumva și la muzică s-a întâmplat la fel ca la scenariu, adică e o construcție, așa încep să pui multe lucruri cap la cap, o compoziție mai complexă și a ieșit ce a ieșit. Îți mulțumim frumos pentru toate aceste detalii. Mulțumesc. Aveam material. Scena din film a percheziției ea există. Am văzut-o pe net.
I-am filmat aproape la fel, aproape 1-1. Deci tot ce era să fac era să înțeleg un mecanism de reacție, de gândire a personajului. E prima oară în viața mea când joc un personaj real, viu și cu care pot să mă întâlnesc. Știam că pot să-l fac bine și... Dar nu pot să zic că am fost întru tot acolo. Având imaginea filmată, evident nu poți să ajungi la tensiunea aia reală. Noi am încercat să o facem cât mai aproape de realitate. Cum v-ați simțit la proiecțiile de până acum? La Berlin, la București, la Cluj? Absolut minunat. Reacția e incredibilă și mă bucur. Mă simt și măgulit și mândru și... E bine. Trecerea de la teatru la film și cum vi l-ați asumat pe asumat e cuvântul cel mai potrivit, cu mare responsabilitate, cu mare teamă și cu multă dragoste. Trecerea de la... Nu prea știu ce să vorbesc din punct de vedere tehnic actoricească în legătură cu filmul ăsta. Nu cred că am folosit foarte multă tehnică actoricească în filmul ăsta sau habar n-am, nu știu. Îl aveam tot timpul minte pe el și lucrurile au decurs așa, în mod normal. Ce a însemnat pentru dumneavoastră întâlnirea cu acest om? În primul rând, un semnal de alarmă. Ne obișnuim așa de ușor cu compromisii, nu neapărat eu care sunt actor, dar mulți care sunt în poliție, justiție, am prieteni care lucrează în poliție. Și ajungi la un moment dat să crezi că e ceva normal, că în jurul tău se întâmplă, toată lumea face, toată lumea e, adică ți se pare anormal să nu, adică ce e cu tine, omule? Și da, e un apel și la demnitate și la frumusețe, în primul rând. Adică te obișnuiești să stai în mocirile astea, așa, sau vrei să fii un om cu adevărat frumos? Iar el era un om frumos, atât. Ce înseamnă o țară care are eroi și omoară totuși? Ce spune asta despre ea? Păi nu cred că suntem doar noi, adică nu cred că e un caz. Asta s-a întâmplat peste tot și întotdeauna. Cum a fost la proiecții? La Berlin, la București, acum la Cluj? La Berlin a fost foarte neașteptat pentru mine, pentru că mă gândeam că prejudecățile astea, că ei sunt mai reci, că poate au uitat de problemele lor cu RDG-ul sau cu Stasi și alte lucruri, dar am fost extrem de plăcut, surprins și... La modul cel mai real, fără să spun că chiar m-a emoționat foarte tare cele două proiecții la care am fost și întâlniri cu publicul. Tudor știe mai bine pentru că el a fost mai devreme acolo și spuneau apropo de sârbi, croați, cei din spațiul estic au reacționat într-un fel, dar eu am fost foarte surprins de nemți și de ce s-a întâmplat după aia, cum vorbeam cu ei și de... Se dovedește și un film vizionar. Dacă legăturile dintre servicii secrete și politică erau doar bănuite, în zilele noastre încep să fie dovedite și mărturisite. Cum vi se pare din acest punct de vedere filmul? Păi, nu știu ce să zic, au trecut 12 ani, poate e mult, poate e puțin, dar acum e ca o... și nici nu prea înțeleg eu cum de bea acum se întâmplă toată explozia sau implozia asta. Aceasta a fost ediția de astăzi a Transilvaniei Culturale. Până data viitoare, la revedere! La revedere! Spuneți-mi ceva. De ce eu?